minori și fără să dea nici măcar o lovitură. Da, extraordinar. Tu ține momente practic până este la... un must atunci când intri în cușcă să ai cunoștințe de sol, de BCG. L-am văzut pe Mihai Broscano, Vasile, foarte bine clădit. Un plus la acest capitol fizic pentru ploieștean. L-am văzut acolo pe Teo aruncând un low kick. Figure trage. Este puțin teamă de partener, cred că ar trebui să... Teo să dea drumul la brațe, la genunchi, acolo. Oh, lovituri bune, lovituri bune din, de genunchi. L-a dus acolo, încearcă să duc acolo, Teo, după un triunghi, să vedem dacă va și reuși. Nu, va trebui să-l apropie. Care n-au intrat, mare pericol a fost acolo Teo, dar s-a apărat bine, s-a închis bine. Conșelul foarte bine acolo Teo cu genunchii. Se pare că a făcut ceva progrese la nivel de... Da, așa este, se protejează destul de bine, totuși n-ar mai trebui să lovească, ar trebui să încerce o finalizare sau să facă un sweep. Cred că sângerează deja Teo, pe pieptul lui Mihai e sângele lui Teo. A fost foarte timorat, a intrat foarte timorat. Oh, de lovit! E knockout și e pericol mare. E pericol mare acolo, Teo. Sperăm că e regulă. Trebuie să intervină și doctorul la Marbei. Teribilă lovitură. Cred că arbitru putea să intervină un pic.